Localitatea în care s-a născut Tudor Vladimirescu este condusă încă 4 ani de zile de un edil care și-a petrecut o parte din mandatul trecut în spatele gratiilor. Primarul comunei Vladimir, liberalul Ion Iannăși, a fost reținut în primăvara anului trecut, fiind acuzat de procurori că a aprobat efectuarea de plăți pentru lucrări inexistente la construcția unui pod. Presa locală scria atunci că pentru a primi bani de la guvern, edilul a falsificat documentele și a fotografiat panoul care anunța investiția lângă un alt pod din comună și a trimis materialele la Ministerul Dezvoltării. Alături de el au fost cercetați și apoi trimis în judecată contabilul comunei, dirigintele de șantier și administratorul firmei care a demarat lucrările. Edilul a fost plasat atunci sub control judiciar și a fost trimis în judecată pentru aceste fapte de corupție. Dosarul încă se află în judecată la Tribunalul Gorj. În ceea ce privește administrarea comunei, simpatia pentru primar este împărțită în două. Cei care l-au votat știu motivele pentru care au făcut-o, alții condamnă lipsa investițiilor în comună. Iannăși este acuzat că uită să consulte echipa de consilieri locali luând decizii de la sine putere. De curând a casat echipamentele de joacă din comună, făcându-le dispărute fără știrea subalternilor ori a aleșilor locali. O investiție cu greutate ce poate fi motiv de laudă pentru edilul din Vladimir este realizarea unei toalete în incinta unei unități de învățământ. Autoritățile au cheltuit aproape 500.000 de lei pentru a realiza un WC nefuncțional. Și sediul primăriei este reabilitat pe jumătate, iar lucrările trebuiau finalizate încă din luna aprilie acestui an, numai că prin declanșarea anchetelor, procurorii au oprit investițiile. La capitolul drumuri comunale, lucrurile stau și mai rău. Tronsonul care face legătura spre Frasinul este aproape impracticabil. Încă tunul Leurdeasa, drumul este rupt din cauza unei alunecări de teren, localnicii fiind cei care au reparat zona pentru un minim de acces.